Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. La Biserica Sfântul Iacob din Câmpul Lung, creștinii romano-catolici au participat la slujba de înviere a Domnului. Dispărut de acasă, descoperit înnecat într-un lac de pe dealul Crețișoara. FC Argeș înfrântă de Hermannstadt, adio play-off pentru alb-violeți. Hristos a înviat. Catolicii din Câmpul Lung și de pretutindeni au sărbătorit Paștele. La Biserica Sfântul Iacob din municipiu a fost oficiată slujba Sfintelor Paști, iar credincioșii au respectat normele de protecție atât în interior cât și în exterior. Credincioșii romano-catolici din Câmpul Lung s-au adunat sâmbătă seara la privegherea nocturnă în așteptarea învierii. Vigilia pascală din noaptea învierii este cea mai mare și mai nobilă dintre toate solemnitățile, iar tristețea va face loc bucuriilor pascale, de belșugul cărora se va bucura timp de 50 de zile. Chiar dacă pe timpul weekendului există restricții, în seara învierii credincioșii au putut merge și după ora 20 pentru a asista la ceremonialul religios. Conform unei tradiții foarte vechi, vigilia pascală din această noapte este o priveghere în cinstea Domnului, astfel încât credincioșii, după îndemnul Evangheliei, ținând în mâini făcliile aprinse, să fie asemenea unor oameni care așteaptă ca Domnul să se întoarcă pentru ca atunci când va sosi, să-i afle priveghind și să-i așeze la masa lui. După 40 de zile de post, aproximativ 60 de persoane de religie catolică au sărbătorit în noaptea de sâmbătă spre duminică Paștele la Biserica Sfântul Iacob din Câmpul Lung. Slujba de înviere este una specială. Credincioșii catolici împreună cu Părintele Petru Păuleț au sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos prin rugăciuni, lumânări aprinse și cântece religioase. La începutul ceremoniei s-a făcut ritualul specific Bisericii Catolice, Sfințirea Focului. Sfințește acest foc nou și prin aceste sărbători ale Paștelui înflăcărează-ne de dorințe cerești ca să putem ajunge cu inimi curate la sărbătoarea luminii veșnice prin Hristos Domnul nostru. Lumina lui Hristos, care învie plin de mărire, să risipească întunericul inimii și al minții. De la acest foc binecuvântat s-a aprins lumânarea pascală, simbolul lui Hristos cel înviat din morți. Această lumânare a fost dusă în procesiune la altar. Pe rând, credincioșii au aprins câte o lumânare de la lumina binecuvântată. Slujba a fost una deosebită și s-a desfășurat cu respectarea regulilor impuse de autorități. În Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Marcu.
După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salome, au cumpărat miresme ca să vină și să ungă. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt, când soarele abia răsărise și ziceau una către alta: cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt? Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită, deși era foarte mare. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă albă. Și au fost cuprinse de spaimă, dar el le-a zis: nu vă înspăimântați, îl căutați pe Iisus Nazarenianul, cel răstignit. A înviat, nu este aici. La sfârșitul slujbei, cu puțin timp înainte de miezul nopții, clopotele au început să bată din nou după 3 zile de tăcere. În Biserica Catolică, a doua și a treia zi de Paște nu sunt sărbători de poruncă, dar se țin ca sărbători deosebite. În toată săptămâna se citesc evanghelii despre arătarea lui Iisus cel înviat și această bucurie este împărtășită toată săptămâna. Din nou doliu în lumea artistică din România. Gavril Prunoiu, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară din țară, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. Zeci de oameni au ținut să-i fie aproape la despărțirea de această lume. Pe o vreme ploioasă, Gavril Prunoiu a fost condus pe ultimul drum de familie, apropiați și de numeroși elevi, cărora le-a insuflat dragostea față de tradiție și cântecul popular. Era adesea invitat în emisiunile de folclor difuzate de TVR și a fost și colaborator al regretatei Marioara Murărescu, realizatoarea emisiunii Tezaur Folcloric. Un grup folcloric bărbătesc care a debutat în Tezaurul Folcloric acum 10 ani și ceva. Membrii acestui grup se mândresc cu frumoase înregistrări, cu premii numeroase și trebuie să fiu sinceră, și eu mă mândresc cu ei, pentru că ei, membrii grupului Doruri Mușcelene și profesorul Gavril Prunoiu, sunt de-ai mei. Zeci de oameni au fost prezenți la slujba de înmormântare care a avut loc la Biserica Sfântul Ilie din municipiul Câmpul Lung. Ceea ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate, voce prea minunată despre acest slujitor al bisericii, care de asemenea știa să rostească și cele din altarul bisericii, dar și cele din strana bisericii. Aș vrea să citesc de aici, atingând cealaltă latură a omului Gavril Prunoiu, care a fost de asemenea și un om înțelept, a fost un profesor, a fost un povățuitor pentru multe generații de tineri. Probabil mulți v-ați bucurat de condeiul de învățător al dumnealui, l-ați cunoscut și într-o astfel de ipostază. Iată ce spune Eclesiastul despre astfel de oameni: cât de valoroși sunt ei și care le este străduința, spre ce se silesc
astfel de oameni și poate să rămână lucrul acesta și ca un testament din partea profesorului Gavril Prunoiu pentru fiecare dintre noi, să încercăm să urmăm exemplu. Gavril Prunoiu a fost atât interpret de muzică populară cât și profesor pentru numeroși artiști români. Abia împlinise vârsta de 79 de ani, însă altele sunt planurile lui Dumnezeu. A cunoscut succesul în urmă cu aproape 60 de ani, având o carieră impresionantă. Alături, la catafalc și mai apoi purtat pe brațe, trupul neînsuflețit a fost dus la groapă de membrii grupului Doruri Mușcelene, unde renumitul profesor cânta din anul 2004. Noi l-am întâlnit și l-am cunoscut pe domnul profesor Gavril Prunoiu prin regretata doamnă Marioara Murărescu. Așa l-am întâlnit noi pe domnul profesor Gavril Prunoiu în toamna anului 2002 în studiourile televiziunii naționale. Și de atunci și până astăzi am fost nedespărțiți. Să știți că dânsul lasă în urmă o moștenire, o comoară cu nestemate ale cântecului popular mușcelean. A mers în toate satele Mușcelului și a cules cântece. Asta ne lasă domnul profesor Gavril Prunoiu, o moștenire, o comoară cu cântece propuzise, cu balade și doine din Mușcel. Și așa cum și-a dorit dumnealui, ca noi membrii grupului vocal, să-l purtăm pe ultimul drum și-a mai dorit un lucru. Atunci când va merge către groapă, să răsune de acolo din clopotniță doinele dumnealui. Și-am selectat 5 doine pe care îl rog pe domnul Adrian să le pună și să ne cânte încă o dată domnul profesor cu ceea ce a cules și ne lasă ca moștenire. Dumnezeu să-L odihnească, să ne iertă, domnule profesor. Gavril Prunoiu rămâne în memoria colectivă ca fiind unul dintre cei mai difuzați rapsozi români și un promotor al folclorului românesc autentic. N-aș muri de dor, de dor, nici la vară nu mă-nsor, nici la vară nu mă-nsor. Nici la vară, nici la toamnă, să fac fetele să moară, nevestele să dea-n boală, nevestele să dea-n boală. Hai mândro, pitiș, pitiș, volea-n balena luniș, să-mi dai gura pe furniș. Aluniș cu iarbă verde, unde nimeni nu ne vede, aluniș cu iarbă deasă și cu mândruța frumoasă. Acțiune ultra-rapidă la Pitești. Polițiști de la toate secțiile din oraș, chiar și din zona rurală învecinată, jandarmi și mascați au fost mobilizați să intervină la un restaurant din oraș, unde zeci de romi s-au adunat la o nuntă. Romii au vrut inițial să facă nunta în cort, dar clar ar fi fost imposibil, așa că au antamat evenimentul la un restaurant din Pitești, unde au dat arvună de ceva vreme și s-au prezentat acolo să petreacă. N-au apucat însă prea mult pentru că s-au trezit pe cap cu autoritățile care le-au spart sindrofia. Toată lumea prezentă la nuntă a fost legitimată. Zecile de invitați au fost obligați să părăsească locul și au fugit prin ploaie. Mai mulți romi au încercat să opună rezistență, însă prezența masivă a forțelor de ordine le-a împiedicat tupeul. Polițiștii piteșteni au depistat în această după-amiază un eveniment privat aflat în desfășurare la un local de pe raza municipiului Pitești, iar în urma acestui fapt, la fața locului au fost direcționate echipaje de poliție de la secțiile 1-4 Poliție Pitești.
Totodată, la fața locului au intervenit și polițiștii din cadrul biroului rutier Pitești pentru verificarea conducătorilor auto la momentul plecării, iar pentru asigurarea ordinii și liniștii publice la fața locului au venit și luptători din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale Argeș și jandarmii argeșeni. Urmează ca identitatea celor care participau la acest eveniment privat, în fapt o nuntă, să fie stabilită, iar după aceasta să fie luate măsurile legale de sancționare care se impun. Reamintim că modul de comportare precaut în această perioadă este foarte important, iar polițiștii sunt la datorie, situație în care nu vor tolera abaterile de la lege. Parcarea s-a golit aproape instant de mașinile celor care veniseră la petrecere. Unii dintre ei au fost opriți la un filtru al poliției rutiere și s-a dovedit că băuseră. Cel puțin două permise au fost reținute pentru consum de băuturi alcoolice. Aproape toată lumea, cu excepția copiilor, a luat amendă pentru prezența la nuntă. Vineri, un bărbat de 64 de ani din Câmpulung a plecat de acasă și nu s-a mai întors. A fost dat dispărut la poliție în data de 3 aprilie, iar omul a fost găsit decedat duminică. Se înnecase într-un lac din zona Izlazului de pe Calea Pietroasă, de pe dealul Crețișoara. Sâmbătă seara, în jurul orei 20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au fost sesizați cu privire la faptul că în dimineața zilei de vineri, un bărbat în vârstă de 64 de ani a plecat voluntar de pe raza Municipiului Câmpulung, fără a mai reveni la domiciliu. Cel care a anunțat dispariția a fost nepotul acestuia. Sâmbătă seara, polițiștii, însoțiți de jandarmi, au pornit în căutarea bărbatului dispărut. Căutările s-au încheiat spre miezul nopții, pentru ca duminică dimineața să fie reluate. Bărbatul a plecat vineri cu bicicleta la magazinul din zonă, unde obișnuia să se ducă deseori. Ar fi consumat ceva băuturi alcoolice la bar, apoi a plecat la un lac de pe dealul Crețișoara. Aici a mai consumat ceva, conform anchetatorilor, care au găsit o sticlă de bere pe malul lacului neîmprejmuit, apoi ar fi vrut să plece acasă. Un echipaj de polițiști din cadrul biroului Ordine Publică al Poliției Câmpulung, însoțiți de un cadru al detașamentului de jandarmi Câmpulung, au descoperit duminică, în jurul orei prânzului, pe malul lacului, o bicicletă care părea a fi a celui care era căutat. Bicicleta era căzută pe jumătate în apă. Polițiștii au solicitat sprijin de la pompierii din Câmpulung, care s-au deplasat cu o barcă și cange pentru a căuta bărbatul pe fundul lacului adânc de aproximativ 2 metri. Se pare că bărbatul, când a vrut să plece, a încercat să se urce pe bicicletă, s-a dezechilibrat și a căzut în lac. Apa rece și starea omului se pare că au contribuit la acest final tragic. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Prosectura Argeș în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzelor reale ale decesului. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru moarte suspectă. FC Argeș și-a diminuat foarte mult șansele de a mai ajunge în play-off după ce a pierdut la scor partida de sâmbătă de la Mediaș cu FC Hermannstadt. Sibienii s-au impus cu 4-1 la capătul unui meci în care alvioleții s-au jucat cu ocaziile și au ratat din toate pozițiile. Albi-violeții au ratat nepermis de mult în meciul de la Mediaș cu FC Hermannstadt. Argeșenii au făcut greșeli mari pe faza defensivă, iar sibienii au speculat la maximum aceste erori, reușind să marcheze 4 goluri, 3 dintre acestea cu largul concurs al portarului Alexandru Greab, care a fost de nerecunoscut. Pe faza ofensivă, Ionuț Șerban, Cristi Dumitru și Sefas Malele nu l-au putut învinge pe portarul gazdelor Cristiano Figueiredo din poziții de 1-1. FC Argeș a deschis scorul în minutul 24 dintr-un penalti transformat de Malele din a doua încercare, însă ardelenii au restabilit egalitatea până la pauză prin Iazalde. Același Iazalde a realizat dubla la puțin timp după pauză, profitând de o nouă gafă a lui Grab și a unei greșeli de plasament a lui Mușat. Hermannstadt a marcat golul 3 prin Osman, care l-a executat pe Grab ieșit în întâmpinare cu o scăriță de manual. Mățel a stabilit scorul final în ultimul minut de prelungire al meciului cu o execuție perfectă din lovitură liberă de la 20 de metri. Cu cele 3 puncte câștigate, FC Hermannstadt a rămas tot pe locul 15 al ierarhiei, dar a ajuns la 26 de puncte, cu unul mai puțin decât Dinamo, formație aflată pe loc de baraj.
În urma acestui eșec, FC Argeș a căzut pe locul 8 al clasamentului, cu 37 de puncte acumulate în 29 de etape, cu 4 mai puțin decât Academica Clinceni, ocupanta locului 5, ratând astfel play-off-ul. Timp de 3 zile, orașul Mioveni va găzdui turneul Campionatului Național de Volei Junioare Seria E. Competiția se va desfășura în sala de sport a școlii Liviu Rebreanu. Federația Română de Volei a stabilit că turneul Campionatului Național de Volei Junioare Seria E să fie organizat la Mioveni. În perioada 5-7 aprilie 2021 va avea loc în sala de sport a școlii Liviu Rebreanu din Mioveni întâlnirea între echipele de volei programate să joace în acest turneu. Luni 5 aprilie, CNMV Râmnicu-Vâlcea va întâlni pe LPS Viitorul Pitești și tot în aceeași zi, CS Dacia Mioveni 2012 va juca cu CSS Târgu Jiu. Marți 6 aprilie, CSS Târgu Jiu întâlnește pe LPS Viitorul Pitești și CS Dacia Mioveni 2012 joacă cu CNMV Râmnicu-Vâlcea. Miercuri 7 aprilie, în ultima zi a competiției, sunt programate meciurile CNMV Râmnicu-Vâlcea, CSS Târgu Jiu și LPS Viitorul Pitești, CS Dacia Mioveni 2012. Clubul CS Dacia 2012 este gazda turneului pentru junioare la volei. Vreau să urez un bun venit tuturor echipelor care sosesc astăzi în orașul Mioveni și vor desfășura activității în sala școlii Liviu Rebreanu. Să urez succes echipei noastre și să le urez fetelor echipei CS Dacia Mioveni 2012 să câștige toate partidele din acest turneu și așa cum ne-au obișnuit să fie pe primul loc și să ne bucurăm de succesul sportiv al furnicuțelor noastre din Mioveni. De asemenea, urez succes echipei tehnice, a echipei de volei, multă sănătate și să ne bucurăm miercuri seara de câștigarea turneului din Mioveni de către echipa noastră. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș, cu soare și temperaturi de până la 17 grade Celsius. În nordul județului, temperaturile se vor încadra între 9 grade la Nucșoara și 15 grade la Dârmănești. La Mușătești și la Domnești avem 14 grade, iar la Câmpulung se vor înregistra temperaturi de până la 11 grade Celsius. Și în sudul județului avem vreme frumoasă, însă e posibil să cadă și câțiva strop de ploaie. Însă temperaturile de aici vor fi destul de ridicate, 16-17 grade Celsius. Piteștenii de asemenea au vreme frumoasă cu temperaturi de până la 15 grade. Și în județul Dâmbovița avem soare, dar avem și aici precipitații. În nord, temperaturile se vor încadra între 11 grade la Râu Alb și 14 grade la Voinești. Iar în sud avem precipitații și câteva raze de soare. Temperaturile maxime de aici ating valori de până la 16 grade. 16 grade vom avea și la Târgoviște. La noapte cerul va fi senin la Câmpulung, iar temperaturile se vor încadra între minus 2 grade și 0 grade Celsius. Mâine, după cum spuneam, vreme predominant frumoasă la Câmpulung cu temperaturi de până la 11 grade. Bucuria nu ține mult că miercuri va ploua întreaga zi, cerul va fi acoperit de nori, iar temperaturile scad până la valoarea de 3 grade Celsius. Joi din nou apare soarele și mai cresc puțin și temperaturile până la valoarea de 6 grade. Atât pentru astăzi, eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV. Urmează emisiunea Magazin Sportiv. Să aveți vizionare plăcută! La revedere!